Controlele au fost făcute în perioada 22 noiembrie-31 decembrie 2012 și au vizat supermarketurile, mall-urile, outlet-urile de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și magazine de electronice și electrocasnice. Obiectivele urmărite de ITM au fost verificarea respectării de către angajatori a prevederilor legale privind timpul de odihnă și timpul de muncă, identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare și identificarea angajatorilor care utilizează munca copiilor și a tinerilor fără respectarea prevederilor legale. În perioada 22 noiembrie-31 decembrie 2012, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfășurat campania la nivel național privind verificarea prevederilor legale referitoare la timpul de muncă și de odihnă, precum și identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată pentru lucrătorii din cadrul unităților care au ca obiect de activitate comerțul în supermarketuri, mall-uri, magazine, outlet-uri, îmbrăcăminte, încălțăminte electronice și electrocasnice, ținând cont și de promoțiile oferite cu prilejul campaniei Black Friday, respectiv pază și protecție în aceste locații. Cu ocazia controalelor efectuate, inspectorii control și relații de muncă au aplicat un număr de 137 de sancțiuni contravenționale la 73 de angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 37.000 lei. Principalele deficiențe constatate au fost un angajator care a primit la muncă o persoană fără forme legale de angajare, respectiv o persoană care desfășura activități fără să aibă un contract de muncă încheiat. Din aceste controle, în număr de 144, au fost sancționați 73 de angajatori, valoarea amenzilor fiind de 37.000 de lei, în urma aplicării a 137 de sancțiuni contravenționale. Al doilea aspect controlat de ITM Suceava a fost munca la negru. A fost depistat un singur angajator care a primit la muncă o persoană fără forme legale de angajare. Amenda aplicată a fost în valoare de 10.000 de lei.